Când o iubeam, mă întrebam uneori dacă înainte de a întâlni nu visasem ceva dramatic sau dacă la întâlnirea noastră nu m-am frapat, cum se spune, vreun amănunt extraordinar. Vreau să seria cele de 8 ianuarie, de ziua aceea nu mi-am amintesc nimic precis. Mă gândesc la prezența ei, magia ei ascunsă, acea mână parcă ar fi fost singurul lucru viu, drept toate cele fragmente de viață îmbulzite în salon. Am auzit o chemată de o prietenă. Ileana! Vreo 10 ani am pierdut aproape totul. Declararea războiului a însemnat pentru mine zorile unei vieți noi. Înțeam că apropierea mea o neliniștea, o tulbura. Nu știu dacă am fost, cum să spune, un erou. Mi s-a părut nespus de frumoasă atunci. De ce te uiți așa la mine? Nu-ți se pare că mă privești prea atent? Răpirea aceea nu o mai cunoscusem. Negura anilor care se adună în spate și a rămas tot atât de singură, tot atât de depărtată de limanul pe care îl visa de atâția ani. Ce ascunzi aici? Decât încercări de a regăsi vraja aceea fără început și fără timp. Oare mai trebuie? Dubla 5. Acum ai să mă rogi tu și n-am să mai vreau eu. Mai dai una. Au. Mai este. Bă, poți să pui. Să-l înapoi. Nu, da, de dragă. O, Julieta, nu pot trei fără tine. O să-ți lași. Știi cum ești tu acum ca vecina? Tanti, Ileana, ai ouă! Cioarele. Raluca, atunci pe aer, nu se vede prelata aia? Inspiră un aer foarte puternic de 1900. Da, nu prea.